Alo. Bună dimineața, doamna asistentă Paula Pop? Da. Sărut mâna, scuze pentru deranj. Mă numesc Narcis Daju de la ziarul Gorj News. Doamna asistentă, așa, v-am deranjat ca să clarificăm o situație mai delicată. Dumneavoastră v-ați pensionat începând de vineri. Așa. Și în ultima zi de serviciu ați mărturisit unei colege că v-au forțat niște șefi să dați o declarație împotriva altei colege. Și voiam să știu... Nu, haideți, vă rog, nu vreau să apar în ziare, gata, ce-a fost, a fost, am încheiat o etapă de viață. Lăsați-mă să vrem stau să știm. Păi da, da, alți oameni au de suferit în urma declarațiilor dumneavoastră. Care este adevărul? Ce a scris în declarație, da? Vă rog, sau nu mai, gata, ce... nu vreau să mai mi-amintesc de sau ce s-a întâmplat vineri? Când a spus adevărul, doamna Pop? Eu vă înțeleg, dar când a spus adevărul? Vineri sau în declarația care ați dat-o împotriva colegei dumneavoastră? Vineri a spus că v-a forțat cineva să dați acea declarație. Care e adevărul? Haideți, vă rog frumos, nu, refuz să dau o declarație. Gata, s-a terminat un capitol din viața mea, aș vrea să rămân liniștită la pensie. Vă rog frumos, am muncit 44 de ani și nu vreau, nu mai, refuz. Păi, doamna Pop, scot, vă rog. Nu vă taie nimeni pensia, doamna Pop, dar trebuie să se știe adevărul. Trebuie să se știe adevărul, mă înțelegeți? Vă rog, am acționat conform conștiinței mele, vă rog. Când? Vineri când a spus că a fost forțată, rog, sau când ați dat declarația? Nu place să fiu vedetă, vă rog mult de tot, gata, terminat. Nu e vorba de a fi vedetă. Gata, vă rog.